În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pacea să fie cu voi. Iubiți credincioși, iubiți ascultători ai postului de radio Iercis FM, telespectatori ai postului de televiziune Catolic Angelus FM TV și urmăritori în transmisie directă pe internet. După ce l-am invocat pe Duhul Sfânt în cântare, vom începe ca întotdeauna cu o rugăciune scurtă în cinstea celuiași Duh Sfânt, ca El să ne lumineze mintea, să ne pregătească sufletește pentru a primi învățătura din catehieza de astăzi. După această rugăciune va urma un text din Sfânta Evanghelie și apoi voi începe propriu-zis cateheza. Duhule Sfinte, păstrează vie în inima noastră conștiința marii demnități de botezați. Dăruiește-ne curajul de a ne asuma propria misiune în biserică și în societate și de a fi mărturisitori ai Tăi în orice timp și în orice loc. Amin. Să ascultăm acum cuvântul Domnului din Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 28. Apoi, cei 11 discipoli au mers în Galileea pe muntele hotărât lor de Iisus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Iisus le-a vorbit: Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Reluăm și continuăm în timpul postului mare itinerarul nostru catehetic cu tema Părtași la viața Bisericii. Reflectând asupra temelor propuse în parcursul nostru sinodal pentru o biserică sinodală, comuniune, participare, misiune. Acest parcurs este însuflețit de îndemnul insistent al Sfântului Părinte Papa Francisc de a merge împreună, că asta înseamnă sinodalitate, și de a întări comuniunea în biserică și în societate. Ce răsunet are îndemnul Papei Francisc în acest timp în care încă un război răspândește teroare și declanșează atâtea drame și atâta durere în lume. Este un strigăt pentru pace și pentru fraternitate. În enciclica Fratelli Tutti, toți frați, Papa Francisc a evidențiat ororile războiului. La numărul 261 el spune așa: Fiecare război lasă lumea mai rea decât a găsit-o. Războiul este un faliment al politicii și al omenirii, o capitulare rușinoasă, o înfrângere în fața forțelor răului. Să nu ne oprim asupra discuțiilor teoretice, spune Papa, să luăm contact cu rănile,
să atingem carnea celui care suferă daunele, să ne îndreptăm privirea spre atâția civili masacrați ca daune colaterale, să întrebăm victimele, să acordăm atenție refugiaților, celor care au suferit radiațiile atomice sau atacurile chimice, femeilor care și-au pierdut copiii, copiilor mutilați sau privați de copilăria lor. Să luăm în considerare adevărul acestor victime ale violenței, să privim realitatea cu ochii lor și să ascultăm relatările lor cu inima deschisă. Astfel vom putea recunoaște abisul răului în inima războiului și nu ne va tulbura faptul că ne tratează ca pe niște naivi pentru că am ales pacea. Am încheiat citatul din Fratelli Tutti. Vă îndemn ca pe parcursul postului mare, înainte de a începe expunerea catehezei propriu-zise pentru astăzi, pentru că suntem pe acest fond sumbru, nu putem trece cu vederea evenimentele și de aceea spuneam, vă îndemn ca pe parcursul postului mare să intensificați rugăciunea pentru pace, așa cum ne îndeamnă stăruitor Papa Francisc. Să oferiți postul și sacrificiile voastre pentru ca acest război teribil și toate conflictele din lume să înceteze, să manifestați caritatea voastră prin gesturi concrete care să aducă pace în inima fraților și surorilor din jurul vostru. De altfel, tema aleasă de Sfântul Părinte pentru postul mare pe care l-am început ne îndeamnă tocmai la acest lucru. Citează Papa din scrisoarea către Galateni a Sfântului Apostol Paul în capitolul 6, versetele 9 și 10. Să nu obosim în a face binele, căci la timpul potrivit vom secera, dacă nu vom deveni leneși. Așadar, acum cât avem timp, să facem bine tuturor. În mesajul său pentru postul mare, Papa Francisc mai spunea, în viața noastră prea des prevalează lăcomia și mândria, dorința de a avea, de a acumula și de a consuma, așa cum arată omul nechipzuit din parabola evanghelică rostită de Iisus, omul care considera viața sa sigură și fericită datorită marii recolte adunate în hambarele sale. Evanghelia după Sfântul Luca, în capitolul 12. Postul mare ne invită la convertire, la schimbarea mentalității, așa încât viața să aibă adevărul și frumusețea sa, nu atât în a avea, cât mai ales în a dărui, nu atât în a aduna, cât mai ales în a semăna binele și a împărtăși. În contextul în care ne găsim, cu atât mai mult, itinerarul nostru de cateheză, pe care îl reluăm astăzi, ne ajută să interiorizăm acele trăiri care să contribuie, pe de o parte, la întărirea comuniunii dintre noi, lucru pe care ne-l cere așa de insistent Sfântul Părinte,
întărirea comuniunii dintre noi. Pe de altă parte, la încurajarea participării fiecăruia la viața Bisericii. Nu putem rămâne, ne îndeamnă Sfântul Părinte, neutri, indiferenți. Nu mă interesează, eu îmi văd de pătrățica mea, nu. Vrea să participăm fiecare la viața Bisericii cu darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu fiecăruia. Și de asemenea, asumarea misiunii încredințate de Dumnezeu fiecăruia în parte. În timpul Adventului ne-am oprit asupra primelor patru teme din cele 10 pe care ni le-am propus și pe care, de fapt, ni le sugerează documentul pregătitor al Sinodului, care va avea loc în 2023, în octombrie, dar pregătirea lui, acum suntem în faza diecezană, vă reamintesc, fază care va dura până pe 15 august. După aceea va urma faza romană. E vorba de un sinod al episcopilor care nu se face peste noapte. El trebuie bine pregătit și Papa vrea să ne implice pe toți, întreaga Biserică Catolică și nu numai, toți cei de bună voință. Și am văzut în timpul Adventului primele patru teme sugerate de documentul pregătitor, care s-a tradus și în limba română, al acestui sinod al episcopilor. Aceste patru teme le reamintesc pe scurt. Prima temă a fost o biserică mai fidelă lui Hristos, tovarăș de drum. Și am explicat ce înseamnă sinodalitate, adică a merge împreună. Care este scopul sinodului, cum putem fi noi tovarăși de drum, să ne însoțim unii pe alții. A doua temă a fost ascultarea și am intitulat cateheza O biserică a ascultării, pentru că, subliniam, este foarte important să ascultăm glasul Domnului, darul unei inimi ascultătoare și am explicat arta ascultării. A treia temă a fost luarea cuvântului și am văzut atunci puterea pe care o are cuvântul. Cuvântul care poate să dărâme, cuvântul care poate să edifice, să zidească. Curajul de a vorbi deschis. Și a patra temă din Advent a fost celebrarea. Credința trăită cu bucurie, centralizată toată pe ceea ce este mai scump pentru noi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, acolo unde ne întâlnim viu pe Hristos, acolo unde El ne dă hrana cuvântului Său în prima parte și apoi ni se dă pe Sine, tocmai pentru ca să ne ajute să trăim în comuniune și să ne ajute să înțelegem cât de important este să ne implicăm pentru în viața Bisericii cu darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat fiecăruia. Și acum continui cu a cincea temă sugerată de documentul pregătitor al Sinodului și care se numește Corresponsabil în misiune. În această cateheză mă voi opri asupra coresponsabilității în misiune și voi evidenția două lucruri, două aspecte foarte importante. Primul aspect, demnitatea de botezați. Și al doilea aspect, chemați să fim discipoli misionari. Două lucruri foarte importante, după cum vă veți da seama îndată. Deci primul aspect, demnitatea de botezați.
În aceste timpuri, fiecare dintre noi, păstori, persoane consacrate, laici, avem nevoie de o nouă fervoare, de un nou entuziasm pentru a-L vesti pe Hristos, pentru a-L face cunoscut lumii în care trăim, pentru a-I face pe oameni să cunoască învățătura nouă, Evanghelia lui Iisus. Dacă prin Harul lui Dumnezeu înaintăm siguri și fără șovăire pe drumul trăirii personale a credinței, întâmpinăm și greutăți. Greutăți în a găsi curajul și modalitățile potrivite pentru a-L vesti pe Hristos în zilele noastre, mai ales în zilele noastre, când avem atâtea provocări, dar nu trebuie să ne lipsească curajul de a-L vesti pe Hristos, de a-L face cunoscut, uzând de darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat fiecăruia. Și a spune lumii întregi că numai El, Hristos, este acela în care noi trebuie să ne punem toată speranța. Numai în El, în Hristos, omul își găsește împlinirea. Iată de ce fericitul Papa Paul al VI-lea, încă în anul 1975, spunea cuvinte atât de potrivite și pentru timpurile noastre. Ascultați-le! Citesc din Evanghelie Nunțiandi, o exhortație apostolică, la numărul 75. Fie ca lumea din vremurile noastre, care caută când în angoasă, când în speranță, să primească vestea cea bună, nu de la evanghelizatori triști și descurajați, nerăbdători și neliniștiți, ci de la slujitori a Evangheliei, a căror viață să iradieze fervoare, care să fi primit cei dintâi în ei bucuria lui Hristos. Vedeți ce cuvinte frumoase! Putem să devenim astfel de evanghelizatori dacă redescoperim demnitatea noastră de botezați. Fără să insistăm asupra aspectelor teologice, este bine să reamintim că toți aceia care au primit botezul sunt chemați să dea mărturie bună despre Hristos pretutindeni în lumea în care trăiesc. Este o demnitate atât de mare pe care Dumnezeu ne-o încredințează fiecăruia. Fiecăruia dintre noi, renăscuți din apă și din Duh Sfânt, Tatăl nostru Ceresc face să răsune cu iubire infinită glasul Său care ne spune, așa cum a spus despre Iisus la botezul Său, la botezul în Iordan, Tu ești Fiul Meu. Acesta este Fiul Meu prea iubit, ne spune fiecăruia, pentru că la botez noi am primit această minunată, măreață vocație de a fi copii ai lui Dumnezeu. Botezul este extraordinar de important în viața noastră. Botezul face ca Iisus Hristos să trăiască în noi și noi să trăim uniți cu El, pentru a colabora cu biserica, pentru că prin botez noi intrăm în biserică, este poarta de intrare a unui om în biserica lui Hristos. Să colaborăm în biserică, fiecare după propria condiție, la transformarea lumii. Vedeți, de atâtea ori adresându-ne Duhului Sfânt, pentru că Iisus lucrează în biserică prin Duhul Sfânt pe care l-a trimis în ziua de Rusalii. Și biserica, am spus-o de multe ori și o spun, este vie de 2000 de ani și așa va fi până la sfârșitul lumii, datorită Duhului Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul.
și în puterea Duhului Sfânt pe care l-am primit prima dată la botez, apoi l-am primit în taina Sfântului Mir, noi putem și avem datoria să ne împlinim această misiune de a-L vesti pe Hristos, de a face cunoscută învățătura Lui lumii în care trăim, fiecare cu darul primit. Aceasta este vocația creștină, a trăi uniți cu Hristos în Sfânta Biserică, părtași de aceeași consacrare în botez, pentru a desfășura aceeași misiune în această lume, aducând roade care durează pentru totdeauna. Astfel, un botezat, și vă rog să fiți foarte atenți aici ce spun acum, un botezat nu are nevoie de scrisori de recomandare, nu are nevoie de certificate, nu are nevoie de decrete de numire pentru a fi un vestitor al Mântuitorului, un vestitor al Evangheliei, nu. Botezul îi conferă toate acestea. Botezul este mai mult decât o scrisoare de recomandare, mai mult decât un certificat, decât un decret de numire. Botezul îi oferă omului care îl primește tot ceea ce are nevoie. Nici un botezat nu poate să spună: eu sunt prea mic, eu nu sunt important, nu sunt așa de important. Cine sunt eu? Ceea ce fac eu nici nu prea contează. Nimeni n-are voie să spună așa. Marele teolog Yves Congar spunea așa: în barca bisericii toți facem parte din echipaj. Nimeni nu este pasager în barca bisericii, și în această barcă intrăm prin botez. În această barcă facem parte din echipajul bărcii, nu suntem pasageri, spune acest mare teolog. Asta înseamnă că fiecare botezat, în funcție de vocația sa de păstor, cum suntem noi episcopii, preoții, fiecare persoană consacrată, fiecare laic, este coresponsabil în misiunea bisericii. Toți împreună, potrivit propriei vocații, toți. Iată ce mare demnitate este botezul, ce mare dar am primit la botez, de a fi copii ai lui Dumnezeu, și în această mare, sfântă, extraordinară demnitate, suntem chemați să-L vestim pe Iisus și învățătura Lui, lumii în care trăim. Al doilea aspect al catehizei, chemat să fim, atenție, discipoli misionari. În exortația apostolică Evangheliei Gaudium, Papa Francisc amintește că nu putem spune că suntem discipoli și misionari, ci că suntem mereu discipoli misionari. Nu discipoli și misionari, ci discipoli misionari. Iată, citesc de la numărul 120, din această exhortație apostolică. În virtutea botezului primit, fiecare membru al poporului lui Dumnezeu a devenit discipol misionar, conform Evangheliei după Sfântul Matei, capitolul 28, versetul 19. Fiecare botezat, oricare ar fi funcția sa în biserică și gradul de instruire al credinței sale, este un subiect activ de evangelizare, și nu ar fi nepotrivit să se gândească o schemă de evangelizare propovăduită de, spune Papa, actori calificați, în care restul poporului credincios ar fi numai receptor al acțiunilor acestora. Nu, spune Papa, noua evangelizare trebuie să implice o nouă implicare a fiecăruia dintre cei botezați. Noua evangelizare, mulți n-au înțeles
și nu înțeleg nici acum. Și mulți ne acuză, vorbind noi ca biserică catolică, despre noua evanghelizare, ca și cum noi am vestit acum o nouă evanghelie. Dar nu-i vorba de o nouă evanghelie, este aceeași evanghelie pe care Iisus a predicat-o acum 2000 de ani, ci vorbind biserica noastră despre noua evanghelizare, vrea să ne spună un nou avânt, o nouă forță, o nouă modalitate pe care trebuie să o găsim pentru a-L vesti pe Iisus, pentru a vesti evanghelia vestită de Iisus acum 2000 de ani. Așadar, nu putem spune că suntem discipoli, adică ucenici ai lui Hristos, dacă nu ne asumăm și misiunea de a-L vesti în mediul în care trăim. Nu suntem doar chemați de Hristos, ci suntem trimiși de Hristos. A fi creștin nu este un titlu de onoare, o diplomă de pus undeva în ramă, ci este un mod de a fi și de a acționa în care să transpară prezența lui Hristos în propria noastră viață. Ce important este acest lucru! Să transpară prezența lui Hristos în propria viață. Ca și cum Hristos ar vorbi și de fapt El este Cel care, în puterea Duhului Sfânt, vorbește prin noi, oamenilor din toate timpurile, prin noi creștini. Am să vă dau acum trei modele de discipoli misionari. Primul, Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, un prim model de discipol misionar. Ea ne oferă o mărturie atât de profundă despre locul ei în biserică, despre vocația și despre misiunea sa. Citesc din cartea, ați auzit toți de ea, Istoria unui suflet. Am înțeles și am cunoscut că iubirea cuprinde în sine toate vocațiile, că iubirea este totul, că se extinde la toate timpurile și la toate locurile, într-un cuvânt, că iubirea este veșnică. Atunci, cu bucurie foarte mare și cu suflet în extaz, am strigat: Iisuse, iubirea mea, am găsit în sfârșit vocația mea. Vocația mea este iubirea. Ce frumos! Vocația mea în biserică este iubirea. Da, continuă ea, am găsit locul meu în biserică și acest loc mi l-ai dat Tu, Dumnezeul meu. În inima bisericii, mama mea, eu voi fi iubirea și în felul acesta voi fi totul și dorința mea se va traduce în realitate. Un al doilea model de discipol misionar este părintele Lorenzo Milani, care a trăit în Italia, a murit în anul 1967 și care a înțeles că are o misiune specială în biserică, în lume, aceea de a contribui la educația tinerilor. Era chemare pe care a simțit-o el și a trăit-o exemplar. Era un preot exigent, provocator și pentru mulți deranjant. A înființat o școală populară tocmai pentru a oferi o educație deosebită tinerilor care erau marginalizați de instituțiile scolastice ale statului. Motoul său era acesta: îmi pasă. Deci la Tereza am văzut, vocația mea în biserică este iubirea. Motoul părintelui Lorenzo era: îmi pasă. Vă spuneam mai înainte, nimeni nu poate să spun, pe mine nu prea mă interesează, nu-mi pasă, ce pot face eu? N-avem voie să spunem așa ceva. Iată, acest preot spune: îmi pasă, și a luat aceste două cuvinte ca motou al vieții și activității sale de discipol misionar. Despre școală, el spunea așa:
Pentru mine școala este sfântă precum un al optulea sacrament. De la ea nu aștept cheia pentru convertire, deoarece aceasta este secretul lui Dumnezeu, ci al evangelizării acestui popor de la școală. Secretul evangelizării poporului lui Dumnezeu. Al treilea model de misionar în biserică este Giorgio Lapira, o figură exemplară pentru biserică și pentru lumea contemporană. A fost un martor entuziast al Evangheliei și un profet al timpurilor moderne. Atitudinile sale au fost întotdeauna inspirate de o perspectivă creștină, atât ca profesor universitar, cât și ca promotor al multor opere de caritate. Misiunea sa în slujba binelui comun a atins apogeul în timpul mandatului său de primar al Florenței, în anii 1950. Acest om politic și creștin exemplar a adoptat o linie politică deschisă la cerințele catolicismului, atent la problemele sociale, și a fost întotdeauna de partea categoriilor de persoane cele mai vulnerabile. De asemenea, s-a angajat într-un program major de promovare a păcii sociale și internaționale, organizând conferințe internaționale pentru pace și civilizație creștină și făcând apeluri vibrante împotriva războiului nuclear. Din același motiv, a făcut o călătorie istorică la Moscova în august 1959. Papa Francisc a recunoscut virtuțile sale eroice și astfel este în curs cauza lui de beatificare. Despre vocația și misiunea sa, Giorgio Lapira spunea, îl citez: "Nu sunt primar așa cum am fost, nici deputat sau subsecretar. Nu mi-am dorit niciodată să fiu primar, nici deputat, nici subsecretar, nici ministru și așa mai departe. Vocația mea este una singură, structurală, așa spune, chiar cu toate lipsurile și nevrednicia pe care le poate avea cineva, eu sunt, prin harul lui Dumnezeu, un martor al Evangheliei." Ce frumos! Sunt un martor al Evangheliei. Nu îl încânta poziția lui de deputat, de primar, de subsecretar și așa mai departe. Ceea ce îi făcea onoare era martor al Evangheliei. Voi îmi veți fi martori. Aceasta este vocația mea. Singura. Totul constă în asta. Am încheiat citatul. Iată, iubiți credincioși, iubiți ascultători și telespectatori, urmăritori pe internet acestei transmisii a catehezei de aici, de la Iași, trei modele de discipoli misionari. Au știut să-L urmeze pe Hristos și să își trăiască misiunea lor și să slujească în societate. De la aceste modele putem învăța atât de bine să fim și noi corespunsabili în misiunea bisericii. Să nu spunem niciodată, repet, nu mă interesează ce pot face eu, sunt prea mic. Nu, fiecare la locușorul lui să-și aducă aportul, să se implice în misiunea bisericii, misiune care în esență este aceasta, să-L facă cunoscut pe Hristos, învățătura Lui, prin cuvânt, cât poate fiecare, dar mai ales prin viața Lui, prin modul de a-și trăi viața, să fie ca adevărat discipol al lui Iisus, să nu-L facă de rușine pe Iisus,
prin felul în care își trăiește viața. Și în final, ca de obicei, 3 îndemnuri și, de asemenea, 3 întrebări. Îndemnurile. Primul îndemn. Fiți recunoscători lui Dumnezeu pentru demnitatea la care v-a înălțat prin botezul primit. Fiți recunoscători. Să știți să spuneți mereu, Doamne, îți mulțumesc că sunt botezat. Îți mulțumesc pentru darul botezului. Al doilea îndemn. Asumați-vă o misiune concretă în propria comunitate parohială, pe care să o îndepliniți cu fidelitate spre binele tuturor. O misiune concretă. Și al treilea îndemn, îndepliniți-vă responsabilitățile în societate, la locul de muncă sau la școală, dar cu spirit de credință, vestind Evanghelia în respectivele locuri, cu spirit de credință. Iar cele 3 întrebări, care pot fi ca un examen de conștiință pentru fiecare și pot fi de ajutor în reflecția noastră în ceea ce privește corresponsabilitatea în misiune. Prima întrebare, cât de conștienți suntem de botezul pe care l-am primit? De multe ori trecem ușor, botezat și eu, gata. Nu. Cât de conștient sunt că sunt botezat? A doua întrebare, cât suntem de dispuși să ne asumăm misiuni de slujire în propria comunitate parohială? Cât suntem de dispuși? Și a treia întrebare, trăim cu spirit de credință responsabilitățile pe care le avem în societate, deci ne gândim la biserica din care facem parte și ne gândim la societatea în care trăim. Suntem dispuși să ne asumăm misiuni de slujire în comunitatea parohială, în biserica din care facem parte și apoi trăim cu spirit de credință responsabilitățile pe care le avem în societatea în care trăim. Un moment de reflecție acum în tăcere, scurt, pe un fond muzical. Urmează un moment de rugăciune, de încheiere, la care vom răspunde, vor fi 3 invocații și vom răspunde, te rugăm, ascultă-ne. Părinte Sfânt, care ne chem să fim discipoli misionari, ajută-ne să fim prompți și generoși în slujirea fraților noștri. Fă ca în comunitățile noastre să crească dorința de implicare spre binele tuturor. Luminează mințile și înmoaie inimile celor care au responsabilități de conducere, pentru ca să pună capăt războaielor și să construiască pacea. Rugăciune pentru Sinod. Stăm înaintea Ta, Duhule Sfinte, acum când ne adunăm în numele Tău. Avându-Te pe Tine drept singură călăuză,
Tu să-ți faci lăcaș în inimile noastre. Învață-ne calea pe care să mergem și cum să o urmăm. Suntem slabi și păcătoși, nu îngăduie să cultivăm dezordinea. Nu lăsa ignoranța să ne conducă pe o cale greșită și nici părtinirea să ne influențeze faptele. În Tine să ne găsim unitatea ca să putem înainta împreună spre viața veșnică. Fă să ne abatem de la calea adevărului și de la ceea ce este drept. Toate acestea le cerem de la Tine, Tu care crezi în orice timp și în orice loc, în unire cu Tatăl și cu Fiul, în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc pentru atenție și participare și vă împart în final binecuvântarea. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Catehiza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace.